Lumea animală este un adevărat mister care merită descoperit. Unii pot zbura, unii au o super viteză, iar alții sunt maestri ai deghizării. Rămâneți până la sfârșit pentru a vedea cele mai tari lupte între animale. Să începem! Jaguarul este cel mai mare reprezentant al familiei felinelor. De acest prădător se tem nu doar animalele erbivore, dar și alți prădători periculoși. Jaguarii sunt înotători excelenți, se simt foarte încrezători în apă, astfel pot prinde cu ușurință chiar și un crocodil. Acest prădător a sărit în apă și după o scurtă luptă a tras crocodilul la mal. Victima continuă să lupte, dar este condamnată. Iepurii arată foarte curajoși când se luptă între ei. Fiți de acord că această luptă este foarte amuzantă. Se luptă aproape ca și boxerii. Nu lovesc mai jos de centură și nu folosesc picioarele din spate. Lupta lor e destul de plictisitoare, din cauza lipsei trucurilor. Nu știu cum vor reuși să determine câștigătorul, pentru că ambii fac aceleași lucruri. Dar poate ei dansează? Cum credeți? Scrieți în comentarii! Cu toții știm foarte bine că vulturii sunt prădători care mereu vor obține ceea ce vor. Ei vânează atât rozătoare mici, cât și mamifere destul de mari. Oare ce ar putea să-i facă o găină obișnuită? Instinctul matern și încrederea în sine au făcut această luptă cu adevărat spectaculoasă. Leii și hienele sunt dușmani înrăiți. Deseori, aceste animale luptă pentru pradă. Leii de foarte multe ori fură prada hienelor, dar de data aceasta, hienele vor să fure prada leilor, care este un bivol. Deși hienele nu sunt atât de puternice, ele pot învinge leii atunci când sunt mai multe, ca și în aceste imagini. Lupta a început. Chiar dacă nu a fost deloc ușor, leilor le-a reușit să alunge hienele. De data aceasta, hienele s-au dovedit a fi prea puține. Urșii sunt mult mai puternici decât lupii, dar ei sunt prădători singuratici, pe când lupii atacă în grup. Odată, camera de filmat a surprins această luptă între un urs și trei lupi albi. Ursul se apără destul de curajos, dar ce s-a întâmplat mai departe nu se știe, pentru că video se oprește aici. Leoaică versus antilopa gnu. Deși știm cu toții că leii deseori vânează antilope, în acest video totul se întâmplă invers. Antilopa încearcă să atace leoaica. Nu știu ce a făcut-o pe leoaică să se comporte astfel, dar așa o luptă arată destul de neobișnuit. În aceste imagini vedeți greșeala făcută de jaguar. Acesta a apucat crocodilul de coadă, dar crocodilul a reușit să se întoarcă. A înhățat prădătorul și l-a aruncat la câțiva metri de el. Tigru versus maimuță. Prădătorul urcă în copac, încercând să prindă maimuța. Deși s-ar părea că încă puțin și tigrul va lua prânzul, situația se întoarce contra lui. Maimuța foarte ușor sare de pe o creangă pe alta, iar tigrul, în încercarea de a o prinde, cade din copac. Tigrii sunt nu doar foarte puternici, dar și foarte frumoși, iar luptele lor arată foarte spectaculos. Aceasta este o luptă nobilă între doi adversari demni. Nu există loc pentru răutate sau viclenie. Aceasta este o bătălie în care ambii luptători au șansa de a câștiga. Din păcate, video este prea scurt pentru a afla cine din ei este câștigătorul.
Puma nu este inferioară altor animale, cum ar fi leii sau șacalii, nici în putere, nici în ceea ce privește priceperea de a vâna. În acest video se vede cum puma luptă cu un șacal. Deși nu a fost filmat începutul luptei, se pare că șacalul a vrut să fure prada pumei pe neașteptate, dar nu i-a reușit. Șacalii sunt animale foarte viclene care se hrănesc cu prada altor animale. În acest video, jaguarul a sărit în apă și pândește crocodilul în timp ce acesta stă la soare. Înoată foarte aproape de el. O singură săritură și crocodilul e în dinții prădătorului. Acest videoclip a fost filmat de către turiști. Leopardul încearcă să doboare porcul alergător. Leopardului nu i-a fost deloc ușor să-l învingă, pentru că erau aproape de aceeași mărime. Când prădătorul cât pe ce să câștige lupta, a apărut o hienă. În timp ce leopardul încerca să alunge hiena, porcul alergător, care se dovedise a fi destul de șmecher, a fugit. Deci, după cum se spune, doi se bat și al treilea câștigă. Spre deosebire de lei, care trăiesc în grupuri, leoparzii sunt singuratici. Ei niciodată nu se bucură să întâlnească rudele, pentru că va trebui să împartă prada cu ele. Urmăriți această bătălie, nu pare a fi o relație bună între frați. Leopardul învins va trebui să părăsească teritoriul. Această șopârlă cât pe ce să mănânce ouăle de crocodil și pentru acest lucru a fost pedepsită. Reptila a apucat șopârla chiar de bot. După cum vedeți, dimensiunile crocodilului și șopârlei sunt aproximativ egale. Șopârla mascul Komodo crește până la 90 kg. Prin urmare, aceste șopârle pot fi chiar mai mari decât unii crocodili mici. În India, urșii buzați sunt considerați cea mai periculoasă specie de urși din lume. Acesta a reușit să alunge un tigru curios. Tigrul urmărește ursul o perioadă și la un moment dat decide să atace, dar probabil foarte curând a regretat. Ursul s-a dovedit a fi foarte agresiv și mult mai puternic decât el. Această luptă între tigri a avut loc pe teritoriul unei rezervații și a fost filmată de turiști. De obicei, e destul de complicat să susținem doar unul dintre luptători, deoarece nu îi putem deosebi. Dar de data aceasta nu ne vom încurca, pentru că unul dintre rivali este de culoare albă. În acest video puteți vedea cum pe celălalt mal al râului, antilopa gnu fuge de o leoaică. În față o mai așteaptă două leoaice, iar din altă direcție și mai multe. Antilopa nu avea decât să facă un salt incredibil chiar peste două leoaice, după care sare în apă. Prădătorii nu întotdeauna sunt cei mai agili și devin învingători. Sunt sigură că atunci când auziți cuvântul vacă, imediat vă apare în minte un animal mare, dar foarte blând și cu minte. Însă privind acest video care a fost filmat în India, vă veți schimba părerea. Această vacă se comportă destul de agresiv. Atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest video, puneți like și abonați-vă. Pe curând!